11. Despre trebuința de a ne sârgui să tăiem repede patimile înainte de a ajunge sufletul la deprinderea cea rea. 1. Luați seama, fraților, cum stau lucrurile și vedeți să nu vă lăsați fără grijă. Pentru că la mari primejde ne duce chiar și cea mai mică lipsă de grijă. Am întâlnit odinioară un frate și am aflat că a fost bolnav. Și vorbind împreună, am aflat că avusese fierbințeală numai 7 zile și trecuseră de atunci alte 40 de zile și încă nu se îndrăvenise. Vedeți, fraților, câtă slăbiciune aduce căderea cuiva într-o stare de neorânduială? Disprețuiește omul mereu micile neorânduieli și nu știe că dacă starea trupului lui ajunge să se îmbolnăvească puțin, și mai ales dacă e mai neputincios, are nevoie de multă osteneală și de multă vreme ca să se îndrepte. 7 zile a avut fierbințeală sărmanul acela și iată erau atâtea zile. Așa este și cu sufletul. Păcătuiește cineva puțin și sângele lui picură multă vreme până a se îndrepta. La boala trupească se întâmplă aceasta din felurite pricini. Fie că doftorile fiind vechi nu sunt lucrătoare, fie că doctorul este neiscusit și de o altă doctorie decât cea care trebuie, fie că bolnavul nu ascultă și nu păzește cele ce îi se rânduiesc de doctor. Dar cu sufletul nu este așa, căci nu putem spune că doctorul, fiind necercat, n-a dat doctoriile potrivite, căci doctorul sufletelor este Hristos și îl cunoaște toate și dă doctoria potrivită fiecărei patimi. Așa, slave de șarte, îi dă poruncile smerite cugetări. Iubirii de plăcere pe cele ale frânării, iubirii de arginți pe cele ale milostenii și simplu grăin fiecare patimă are ca doftorie porunca potrivnică ei. Deci doftorul nu este neiscus și nu se poate spune că doftorile fiind vechi nu lucrează, ci poruncile lui Hristos nu se învechesc niciodată, căci pe măsură ce sunt în lucrare mai mult, se înnoiesc mai mult. Notă, cu cât te înfrânezi mai mult, cu atât o faci mai ușor. Deci nimic nu împiedică însănătoșirea sufletului decât viața lui neregulată. 2. Să luăm deci aminte la noi înșine, fraților, să fim treji cât avem timp, de ce să nu avem grijă de noi? Să facem orice bine ca să aflăm ajutor în vremea ispitei, de ce să pierdem viața noastră? Auzim atâtea și nu ne pasă ci le nesocotim. Vedem pe frații noștri răpiți din mijlocul nostru și nu stăm treji, măcar că știm că ne apropiem și noi, puțin câte puțin, de moarte. Iată, de când ședem aici vorbind, am pierdut 2 sau 3 ceasuri din timpul nostru și ne apropiem de moarte. Și vedem că pierdem timpul și nu ne temem. Notă. Pierderea timpului este în credința creștină un motiv de mare îngrijorare, pentru că pierzând timpul pierdem fericirea veșnică. Pierderea timpului, distracție, nu intră ci ca o parte din programul vieții omenești. În loc de a deveni un mijloc de refacere a puterilor fizice, pierderea timpului devine un prilej de slăbire a atenției sufletului la el însuși, a puterii lui de stăpânire peste pornirile pătimașe, peste gândurile ce tind să nu rămână concentrate la sinea omului și la destinul lui veșnic. Devine prilej de a lăsa păcatul să se producă și de a se face deprindere. Cum nu ne aducem aminte de spusa bătrânului acela care a zis: de va pierde cineva aur sau argint, poate afla în locul lui altul, dar cel ce pierde timpul, vețuind în nelucrare și nepăsare, altul nu mai poate afla. Notă. Nici o oră, nici o clipă nu e ca alta. Ce am putut face în ea, nu mai putem face în alta. Împrejurările s-au schimbat. Dezvoltarea noastră se face altfel când am pierdut o clipă, fără o bună lucrare. Nu numai timpul în general are o valoare absolută, ci fiecare clipă. Totuși, o mare pocăință ne poate reface. Dar când pierdem timpul cu gândul că ne vom reface printr-o pocăință ulterioară, ne obișnim să lăsăm clipele să treacă mereu, așteptând altă clipă pentru pocăință, fără să mai avem putere să folosim vreuna în acest scop. Pierderea timpului devine ea însă și obișnuință. Dar nu e numai o chestiune exterioară, ci una interioară. A la Richard du temps perdu. Nu poate fi o căutare a unor prilejuri identice și o mare pocăință. Dar timpul pierdut e o slăbire interioară a noastră pentru luarea unei hotărâri. Timpul pierdut lucrează împotriva noastră. E un vierme care crește. Cu adevărat, vom căuta un ceas din timpul acesta și nu-l vom mai găsi. Notă. Nu vom mai găsi o eternitate a timpului în care ne putem schimba spre bine.
În eternitate suntem deja într-o stare de fixare. Câți nu doresc să audă un cuvânt al lui Dumnezeu și nu-l află, iar noi auzim atâtea și le disprețuim și nu ne trezim. Notă. Folosirea timpului e o chestie de încordată, atenție. Pierderea lui e obișnuință a sufletului cu împrăștierea, cu uitarea de sine, cu destrămarea persoanei. Dumnezeu știe, mă înspăimând de nesimțirea sufletelor noastre, că putem să ne mântuim și nu voim, căci putem să tăiem patimile noastre cât sunt tinere și nu ne îngrijim de aceasta, ci le lăsăm să se învârtoșeze împotriva noastră ca să facem răul din urmă mai mare. Altceva este, precum am spus de multe ori, a dezrădăcina o plantă când se poate smulge îndată și altceva este a dezrădăcina un copac mare. 3. Un mare bătrân se odihnea cu ucenicii săi într-un loc în care erau feluriți chiparoși și mari și mici. Și zise bătrânul unuia din ucenici, smulge chiparosul acela. Și era foarte mic. Și îndată fratele l-a smuls cu o singură mână. Apoi îi arătă lui bătrânul un altul, mai mare decât cel de întâi și zise, smulge-l și pe acesta. Iar acela, clătinându-l cu amândouă mâinile, îl smulse și pe acesta. Îi arătă altul și mai mare. Iar clătinându-l și ostenindu-se și asudând mult, îl smulse și pe acela. Apoi îi arătă bătrânul un altul și mai mare. Dar acela, ostenindu-se și asudând mult, nu l-a putut smulge. Când îl văzut deci bătrânul pe acela că nu poate, porunci altui frate să se ridice și să-i ajute acel. Și așa amândoi au putut să-l smulgă și pe acesta. Atunci zise bătrânul fraților, iată așa sunt și patimile fraților. Cât timp sunt mici de voim, putem să le scoatem cu ușurință. Iar dacă le disprețuim ca mici, se învârtoșează. Și cu cât se învârtoșează, cer mai multă osteneală. Iar dacă se întăre și mai mult împotriva noastră, nu le mai putem scoate nici cu osteneala prin noi înșine, de nu vom avea și ajutorul vreunor sfinți care să ne sprijinească după Dumnezeu. Vedeți câtă putere au cele învățate de sfinții bătrâni. Dar și prorocul învață despre aceasta în psalmul de zice, fiica Babilonului cea slăbănoagă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție răsplătirea pe care tu ne-ai răsplătit-o. Fericit cel ce va prinde și va izbi pe pruncii tăi de piatră. Psalmul 136, cu 8 și 9. Notă. Aici autorul își ia libertatea de a identifica Babilonul cu orașul Sichem, capitala Samarii, a regatului de nord al lui Israel, unde adeseori se practica cinstirea zeilor străini. 4. Dar să înfățișăm cele spuse pe rând. Prin Babilon se înțelege zăpăceală, căci așa se tâlcuiește Babel, care este Sichem. Iar prin fica Babilonului înțelege dușmănia, căci întâi sufletul se zăpăcește și apoi naște păcatul, răutate. Iar pe aceasta o numește slăbănoagă, ticăloasă, pentru că păcatul nostru, precum s-a spus altădată, e lipsit de ființă și de ipostas, născându-se prin nepăsarea noastră, din ceea ce nu este, iar prin îndreptarea noastră pierde și se mistuie iarăși în nimic. Căci zice Sfântul către el, către păcat sau răutate, fericit este cel ce îți va răsplăti răsplătirea ta pe care ne-ai răsplătit-o nouă. Psalmul 136, cu 11. Să aflăm ce am dat și ce am luat în schimb și ce vom da înapoi în schimb. No. Am dat voia noastră și am luat păcatul. Deci cuvântul fericește pe cei ce au întors păcatul înapoi ca răsplată. Iar a întoarce înapoi înseamnă a nu mai săvârși păcatul. Apoi adaugă. Fericit cel ce va apuca pruncii tăi și va izbi de piatră. Psalmul 136, cu 12. Adică fericit este cel ce va nimici cele întâi născute de tine, adică gândurile viclene, ne dând răului timp să crească și să lucreze în el un rău mai mare, ci repede până când sunt încă prunci, înainte de a fi hrănite și de a crește împotriva lui, le va apuca și le va zdrobi de piatră, care este Hristos, și le va pierde pe el. 5. Iată cum și bătrânii și Sfânta Scriptură fericesc toți într-un glas pe cei ce se luptă și taie patimile cât sunt încă tinere, înainte de a încerca durerea și amărăciunea lor. Să ne sârguim, deci, fraților, ca să fim miluiți, să ne ostenim puțin și vom afla multă odihnă. Părinții au spus că fiecare trebuie să se curățească cu deamănuntul, să se cerceteze pe sine în fiecare seară cum a trecut ziua, pe dimineața iarăși cum a trecut noaptea, și să se pocăiască lui Dumnezeu cum se cuvine pentru cele ce le-a greșit. Iar fiindcă noi păcătuim mult, avem nevoie din pricina uitării, să ne cercetăm și la ceasul al șaselea, la amiază,
cum am trecut până atunci și în ce am păcătuit. Și fiecare din noi să spună, oare nu cumva am grăit rănind pe fratele meu? Oare nu l-am văzut făcând unele lucruri și l-am judecat sau l-am disprețuit pe el sau l-am bârfit? Oare n-am cerut de la chelar vreun lucru și nu mi l-a dat și am murmurat împotriva lui? Oare nu cumva, fierbând bucătarul ceva bine, i-am spus vreun cuvânt și l-am rușinat și l-am supărat? Sau am murmurat fără rușine împotriva lui în sinea mea? Căci chiar dacă ar bombăni cineva într-o sine, se vârșește păcat. Iarăși se spună, oare nu mi-a spus canonarhul, adică conducătorul cântării, sau altul dintre frați vreun cuvânt și n-am răbdat, ci m-am împotrivit lui? Astfel, în fiecare zi suntem datori să ne cercetăm pe noi înșine cum am petrecut ziua. La fel trebuie cineva să se cerceteze pe sine, cum a petrecut noaptea, de s-a sculat cu râvnă la priveghere, sau de nu s-a supărat pe cel ce l-a deșteptat, sau de nu a bombărit împotriva lui. Trebuie să știe oricine că cel ce îl trezește pe el la priveghere îi face mare bine și se face pricină de mari bunătăți. Căci îl trezește ca să vorbească cu Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu pentru păcatele sale și să se lumineze. Cum nu trebuie să mulțumească aceluia, cu adevărat, e dator să facă aceasta, căci își câștigă mântuirea sa aproape numai prin aceasta. 6. Vă spun în privința aceasta un lucru minunat pe care l-am auzit despre un bătrân foarte străvăzător. Acesta, când începeam frații să cânte, vedea în biserică pe cineva purtător de lumină, ieșind din altar și ținând un fel de vas ce conținea gheasmă și un bețigaș. Și muia bețigașul în vas, și trecea printre toți frații și pecetluia pe fiecare din ei. Iar dintre locurile celor neaflați acolo, pe unele le pecetluia, pe altele le trecea. Iar când era să se isprăvească slujba, îl vedea iarăși ieșind din altar și făcând la fel. Odată l-a oprit pe el bătrânul și se aruncă la picioarele lui rugându-l să-i spună ce face și cine este. Și acel purtător de lumină îi spuse, sunt îngerul lui Dumnezeu. Și mi s-a poruncit să pun în sinapsă, în adunarea liturgică, pecetea aceasta, pe cei ce se află în biserică, la începutul cântării, și pe cei ce rămân până la sfârșit, pentru râvna și sârguința și pentru hotărârea lor cea bună, îi zise bătrânul. Și de ce pecetluiești locurile unora care nu se află de față? Sfântul Înger îi răspunse zicând, toți acei frați care sunt sârguincioși și buni în hotărârea lor, dar lipsesc dintr-o trebuință de nevoie cu binecuvântarea părinților sau sunt ocupați prin vreo poruncă cu ascultare și de aceea nu se află aici, primesc pecetea lor chiar și dacă nu sunt de față, pentru că în starea lor dinăuntru sunt aici cu cei ce cântă. Numai celor ce pot să se afle aici și din nepăsare nu se află, mi s-a poruncit să nu le dau pecetea, deoarece s-au făcut nevrednici de ea. Note. Orice participare la Sfânta Liturghie sau la orice slujbă, în biserică, se întipărește în suflet, sporind îmbunătățirea lui. Vedeți ce dar îi pricinuiește fratelui său, cel ce îl scoală la canonul privegherii în biserică. Sârguiți-vă, deci, fraților, să nu vă păgubiți niciodată de pecetea Sfântului Înger. Iar de se întâmplă cuiva să fie împrăștiat și altul îi aduce aminte de greșeala lui, să nu se supere, ci gândindu-se la binele ce îi se face, să-i mulțumească celui ce a atras luarea aminte, oricând s-ar întâmpla aceasta. Când eram în mănăstire, m-a făcut avra cu sfatul bătrânilor, primitor de străini. Dar mă sculasem după o boală grea. Deci soseau străinii și mă ocupam seara cu ei. Și soseau cămilari și împlineam cele de trebuință ale lor. Și de multe ori, și după ce plecam să mă culc, se ivea vreo altă trebuință și mă trezeau. Între timp, sosea ceasul privegherii și, cum fusese pura puțin de somn, canonarhul mă trezea. Dar fie din pricina oboselii, fie a neputinței de pe urma bolii, eram furat de somn și slăbit de ușoară fierbințeală, încât nu mai eram stăpân pe mine. De aceea îi răspundeam toropit de somn. Bine, părinte, să-ți pomenească Dumnezeu dragostea ta, să-ți dea răsplată, că mi-ai poruncit, vin, părinte. Apoi, după ce pleca, adormeam iarăși și eram tare necăjit că întârziam să mă scol pentru priveghere în biserică. Și fiindcă acela nu putea să stea mereu lângă mine, am rugat pe doi frați, pe unul să mă trezească, iar pe celălalt să nu mă lase să dormitez în timpul privegherii. Și credeți-mă, fraților, că cinsteam foarte mult pe ei, căci îi socoteam aproape ca pe unii prin care se lucrează mântuirea.
Simțirea aceasta sunteți datori să o aveți și voi față de cei ce vă trezesc pe voi la pravila din biserică și la tot lucrul bun. 8. Deci, precum am zis, fiecare e dator să se cerceteze cum a petrecut ziua și noaptea. De a stat cu trezvie la cântare și la rugăciune, de s-a robit de către gânduri pătimașe sau de a ascultat cu luarea minte dumnezeiești citiri. De n-a părăsit cântare și n-a ieșit din biserică, umblând de colo până colo. De se cercetează cineva pe sine astfel în fiecare zi și se sârguiește să se pocăiască pentru cele ce a greșit și să se îndrepteze pe sine, începe să-și micșoreze patimile, răutate. De a făcut păcatul de 9 ori, îl va face de aici înainte de 8 ori. Și așa, înaintând pe încetul cu Dumnezeu, el lasă patimile să se întărească în el. Că ce mare primejde să cadă cineva în deprinderea patimii. Pentru că, precum am spus, chiar de-ar voi unul ca acesta nu va putea să biruiască singur patima, de nu va avea ajutorul unor sfinți. 9. Voiți să vă istorisesc ceva despre unul care avea deprinderea patimii? Ascultați un lucru vrednic de mult plâns. Când eram în mănăstirea de obște, nu știu cum, se bucurau frații să-mi dezvăluie gândurile lor. Îmi spuse deci Ava și-mi porunci cu sfatul bătrânilor să iau în grija mea și să fac acest lucru. Deci, într-una din zile vine la mine careva dintre frați și îmi zise: iartă, părinte, și roagă-te pentru mine, că fur și mănânc. Îi spun lui: de ce, ți-e foame? Îmi spune: da, nu mă îndestulez la masa fraților și nu pot să cer. Îi spun lui: de ce nu mergi să spui Avei? Spune: mi-e rușine. Îi spun: voiești să mă duc să-i spun eu? Și îmi spune: cum voiești, părinte? Am mers deci și am spus Avei și acesta îmi zise: fă iubire și îngrijește de el cum știi. Atunci îl luai pe el și spusei chelarului despre el: fă iubire și la orice oră vine acest frate la tine, dă-i lui câte voiește și să nu-l oprești de la nimic. Auzind chelarul, îmi zise: voi face precum ai poruncit. Deci făcu fratele acela așa câteva zile, apoi veni iarăși la mine. Iartă-mă, părinte, că am început iarăși să fur. Îi zic lui: pentru ce? Nu-ți dă chelarul tot ce voiești? Îmi zice: ba da, iartă-mă, îmi dă toate cele ce voiesc, dar eu mă rușinez de el. Îi spun lui: de mine nu te rușinezi? Îmi spuse: nu. Îi zic lui: deci orice voiești, vino și ia de la mine și să nu mai furi. Căci aveam atunci slujirea bolniței. Deci venea acela la mine și lua câte voia. Dar după câteva zile începu iarăși să fure. Și veni necăjit și îmi spuse: iată, iarăși fur. Îi zic lui: pentru ce, fratele meu? Nu-ți dau tot ce voiești? Zise: ba da, spun. Și nu te rușinezi să iei de la mine? Îmi spuse: nu. Îi zic: și pentru ce furi? Îmi zise: iartă-mă, nu știu pentru ce, fur așa, simplu. Atunci îi spun lui: spune-mi adevărat, ce faci cu cele ce le furi? Îmi spuse: le dau asinului. Și s-a aflat că fratele acela fura măzăriche, ramuri de finic, de smochin, cepe și simplu orice afla și le ascundea pe unele sub așternutul său, pe altele în alte parte. Și la sfârșit, neștiind ce să facă cu ele, fiindcă le vedea stricându-se, se ducea și le arunca sau le dădea animalelor. 10. Iată, vedeți ce înseamnă a avea deprinderea unei patii? Vedeți ce nebunie, ce ticăloșie? Știa că e rău, știa că face rău, se necăja, plângea și totuși era atras nenorocitul de reaua obișnuință pe care și-o făcuse prin negrija de mai înainte. Bine spune Ava Nisteros că dacă cineva e tras de o patimă, s-a făcut robul ei. Bunul Dumnezeu să ne izbăvească de reaua deprindere, ca să nu ne spună și nouă ce folos este de sângele meu că mă pobor în stricăciune. Psalmul 29:9. V-am spus vouă un chip felurit și despre felul cum cade cineva în deprindere. Căci nu cel ce s-a mâniat odată se numește omânios, nici cel ce curvește odată se numește curvar, nici cel ce a făcut odată milostenie se numește milostiv. Și și virtutea și patima se des în suflet deprinderea prin faptul că sunt lucrate continuu și la urmă însăși deprinderea îi aduce sau chinul veșnic sau odihnă. Dar cum odihnește virtutea sufletul sau cum îl chinuiește patima, răutatea, am spus-o în chipuri felurite, căci virtutea este firească și se află în noi, pentru că neșterse sunt semințele virtuții. Am spus deci că în măsura în care lucrăm cele bune ajungem la deprinderea virtuții, adică primim deprinderea noastră proprie sau ne reîntoarcem la sănătatea noastră, ca de la o orbire oarecare la lumina proprie sau ca de la o boală oarecare la sănătatea noastră cea după fire. Dar în privința răutății nu e așa, ci prin lucrarea răului primim o oarecare deprindere străină și contrară firii,
ajungem ca în obișnuire o lepră de care nu ne mai putem însănătoși fără mult ajutor și multe rugăciuni și multe lacrimi care pot mișca spre noi îndurările lui Hristos. E ceea ce aflăm și în cele trupești, că sunt unele mâncări ce produc unora un suc amar, ca de pildă varză sau linte, altele asemenea. Dar nu mâncând varză sau linte sau ceva asemănător, o dată sau de două ori, ci de vor mânca des și deci prea mult, se ivește un suc amar în aceștia și va naște în el fierbințeală și vor fi arși la stomac. Ba, îi va aduce pe unii și la alte necazuri. Așa este cu sufletul. De va stărui cineva în a păcătui, aceasta se va face o deprindere rea în suflet și aceasta îl va duce la tine. 11. Dar trebuie să știți și aceasta, că atunci când sufletul e înclinat spre o patimă, chiar dacă va cădea numai o dată în lucrarea lui, se va primejdui îndată să ajungă la deprindere. Același lucru se întâmplă și în cele trupești. Dacă cineva are în amestecul sucurilor mai multă amărăciune, din vreo negrijă de mai înainte, aproape chiar și numai o singură mâncare poate răscoli și aprinde în el îndată sucurile. Deci e nevoie de multă trezvie, sârguință și grijă, ca să nu cadă cineva într-o deprindere rea. Credeți, fraților, că de are cineva o singură patimă în stare de deprindere, e supus pedepsei veșnice. Căci dacă are cineva 10 fapte bune și una rea din deprindere, aceea una săvârșită din deprinderea rea biruiește pe cele 10 bune. Un vultur de va ieși întreg din cursă, dar se va afla numai cu un picior al lui legat prin acea mică parte a lui răpusă de puterea lui. Căci chiar de se va afla întreg afară, dar un singur picior al lui e legat, se află întreg stăpânit de cursă. Și atunci nu va putea răpune vânătorul în orice clipă voiește. Așa este și cu sufletul. De ar avea numai o patimă în stare de deprindere, vrășmașul îl răpune în orice clipă voiește, căci îl are sub stăpânirea sa prin patima aceea. De aceea vă spun, nu lăsați patima să se facă deprindere în voi, dar să ne rugăm lui Dumnezeu ca să luptăm noaptea și ziua să nu cădem în ispită. Iar dacă suntem biruiți ca oameni și lunecăm în greșeală, să ne sârguim să ne ridicăm îndată să ne pocăim pentru ea, să plângem înaintea bunătății lui Dumnezeu, să veghem, să luptăm. Și Dumnezeu, cel ce vede hotărârea noastră, smerenia și zdrobirea noastră, ne va da mâna și va face mila lui cu noi.